Ultimii trei candidați la fotoliul prezidențial au fost înregistrați în cursă. Este vorba de fostul procuror anticorupție Victoria Fortună, jurnalista Natalia Morari și fostul ministru de externe Tudor Ulianovski. Toți luptă independent pentru funcția de președinte. În timpul ședinței, Fortuna a fost întrebată de cum a fost posibil ca în procesul de colectare a semnăturilor să fie implicate două persoane care nu făceau parte din grupul de inițiativă înregistrat în susținerea sa. Fostul procuror anticorupție a precizat că și pentru ea a fost o surpriză și imediat cum a aflat a sesizat poliția. Băieții au expediat și video, foto, practic atunci când persoanele au dat acordul, i-au și filmat pe oameni cum colectau semnăturile. Deci eu nu pun la dubii că ei au colectat alții decât membrii grupului de inițiativă. Tot în cadrul ședinței de marți, CEC a respins cererea de înregistrare depusă de Igor Munteanu, desemnat drept candidat la prezidențiale de Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Deși grupul de inițiativă a prezentat mai mult de 17.000 de semnături, CEC a constatat că peste 2.000 dintre ele sunt neconforme. În aceste condiții, lui Munteanu nu i-au ajuns 173 de semnături pentru a fi înscris în cursă. Astfel, din totalul de 17.357 de semnături procesate, doar 14.827 de semnături se consideră valabile, respectiv numărul de semnături pentru susținerea candidatului la funcție de președinte la Republicii Moldova, domnul Igor Munteanu, s-a redus sub plafonul minim stabilit de legislație electorală. S-au identificat 2.887 de cazuri de invalidare a semnăturilor, ce aparțin la 2.530 de susținători. Igor Munteanu nu s-a prezentat la ședință, însă după pronunțarea verdictului, acesta, într-o postare pe Facebook, a calificat decizia drept una rușinoasă și dezamăgitoare. Mulți cetățeni au refuzat să semneze pe motiv că le cerem date cu caracter personal, cum ar fi domiciliu sau numărul buletinului de identitate, recunoscând, totodată, că li s-a cerut același lucru din partea mai multor partide, doar să semneze, pentru că datele lor erau deja inserate pe listele lor. Înțelegem astfel că toate celelalte date erau deja copiate de către unii concurenți electorali și că actualul sistem a avantajat din start partidele care controlează administrația centrală sau locală. Astfel, în total, în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale sunt oficial 11 candidați, care se vor regăsi în buletinul de vot. Tot în ședința din 24 septembrie, autoritatea electorală a respins sesizarea candidatului partidului nostru Renato Usatăi, care a cerut sancționarea candidatului PAS Maia Sandu pentru o donație de 25.000 de euro anunțată public, după ce a fost înregistrată în cursa electorală. Președinta în exercițiu a donat premiul Robert Blum pentru democrație 2024 primit în Germania bisericii din satul Nișcani, raionul Călăraș. Autoritatea electorală a constatat că acest lucru s-a întâmplat înainte ca pretendenții la șefia statului să se lanseze în cursa electorală. Moldovenii vor fi încurajați să participe la referendumul constituțional și alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Invitațiile din partea Comisiei Electorale Centrale vor fi expediate în curând, anunță instituția în data de 24 septembrie. Alegătorii vor primi scrisori la domiciliu în care vor fi informați despre data și locul unde își pot exercita dreptul la vot, secția de votare la care sunt arondați, inclusiv sub ce număr se regăsesc în listele electorale. Persoanele care nu se pot deplasa vor afla cum pot solicita urna mobilă. Pentru această inițiativă au fost tipărite 1,5 milioane de invitații. Până la alegerile prezidențiale și plebiscitul republican au rămas 26 de zile. În data de 20 octombrie, moldovenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege viitorul șef de stat și pentru a spune dacă sunt pentru sau împotriva aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, va colabora în viitor cu Alianța pentru Unirea Românilor, a cărui președinte este deputatul român George Simion. Cele două formațiuni politice, una din Moldova și alta din România, au semnat un acord politic în acest sens, a precizat Costiuc pentru Newsmaker în data de 23 septembrie. Totodată, acesta a refuzat să comenteze zvonurile despre posibila sa participare la alegerile parlamentare de peste Prut, pe listele AUR. Liderul Partidului Democrația Acasă a promis că va oferi toate detaliile în cadrul unei conferințe de presă. Vasile Costiuc a precizat însă că atât formațiunea condusă de el, cât și AUR susțin deschis ideea unirii Republicii Moldova cu România. Noi cu George ne cunoaștem din 2008, 16 ani. George e unicul politician român care vorbește deschis despre unire. Noi vorbim despre integrare europeană prin reunire, cel mai scurt drum. N-am ascuns lucrul ăsta niciodată. Știu că deranjează foarte multă lume asocierea noastră cu AUR și cu George Simion. Dar asta e problema lor.
În luna mai 2015, George Simion a fost expulzat din Moldova pentru că ar prezenta un pericol pentru securitatea națională. Curtea de apel Chișinău a constatat însă că nu există motive pentru ca acesta să fie declarat persona non grata. Astfel, în luna septembrie, Simion a revenit în capitala țării, unde, în calitate de lider al platformei unioniste Acțiunea 2012, a participat la un marș. Iar în octombrie 2018, istoria s-a repetat. George Simion a fost expulzat din țara noastră și a fost interzisă intrarea pentru 5 ani. Ulterior, termenul a fost prelungit cu încă 5, Simion fiind declarat persoană indezirabilă. În luna martie 2024, premierul Dorin Drecean a explicat că instituțiile statului au stabilit că liderul AUR ar fi dorit destabilizarea Moldovei. În locul lui Boris va veni Ashley. Un nou ciclon se apropie de Europa și urmează să traverseze continentul de la vest la est la sfârșitul acestei săptămâni. Meteorologii români au avertizat că furtuna Ashley va aduce o răcire bruscă a vremii, ploi și vânt puternic cu rafale de până la 120 de km pe oră. Se așteaptă ca un val de aer polar să lovească România duminică. În regiunile montane se prognozează nu doar ploi, ci și ninsoare. În Moldova, ciclonul practic nu se va manifesta. Conform prognozelor meteorologilor, în ultima zi a săptămânii, în nordul țării va cădea o ploaie slabă, iar în regiunile centrale și de sud se prevede înnorare variabilă. În toată țara, vântul va crește ușor în intensitate. Amintim că săptămâna trecută, ciclonul Boris a provocat distrugeri în Europa centrală și de est, transformându-se într-un dezastru natural. Conform datelor presei internaționale, cel puțin 22 de persoane au decedat. În Polonia, Cehia, Austria, Croația, Ungaria și România, infrastructura a suferit pagube majore, iar din cauza inundațiilor, autoritățile au evacuat mii de locuitori. Și Moldova a fost afectată. Potrivit estimărilor primăriei din Chișinău, ploile au cauzat capitalei pagube în valoare de 40 de milioane de lei. Situația din celelalte raioane ale țării nu este încă cunoscută, iar evaluările sunt în desfășurare. Moldovenii care locuiesc în Liban și Israel sunt îndemnați să fie prudenți atunci când călătoresc în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe a emis o alertă privind riscurile de securitate din cauza escaladării conflictului dintre cele două țări. Cetățenii sunt sfătuiți să dețină actele cu ei, să evite aflarea în apropierea frontierei, a obiectivelor militare și a taberelor de refugiați, precum și să stea departe de demonstrații sau aglomerațiile de oameni. De asemenea, pentru securitatea lor este important să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să fie pregătiți pentru a se adăposti în caz de alertă. De asemenea, conaționalii noștri sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale, inclusiv comunicatele Ministerului de Externe și ale Ambasadei Republicii Moldova la Tel Aviv, întrucât țara noastră nu are reprezentanță diplomatică în Liban. Ambasada din Israel poate fi contactată la numărul de telefon afișat pe ecran, iar pentru a lua legătura cu Ministerul de Externe există linia de urgență. Cetățenii pot suna gratuit de la un telefon fix din orice localitate a țării noastre, inclusiv la numărul de telefon afișat. În dimineața de 22 septembrie, Libanul a lansat peste 100 de rachete spre nordul Israelului. Majoritatea proiectilelor au fost interceptate de forțele izraeliene, însă trei localnici au fost răniți. În data de 23 septembrie, Israelul a efectuat atacuri aeriene asupra sutelor de obiective din Liban. Cel puțin 492 de oameni, inclusiv 35 de copii, au fost uciși, informează Euronews. Peste 1600 de persoane au fost rănite. Amintim că în data de 17 și 18 septembrie, în Liban s-a produs o serie de explozii ale dispozitivelor de comunicație, păigere, stații de emise, recepție, telefoane și altele. Potrivit BBC, cel puțin 12 oameni au fost uciși și aproximativ 3.000 au fost răniți, dintre care mulți erau luptători ai grupării teroriste Hezbollah. Autoritățile libaneze au ajuns la concluzia că aceasta a fost opera serviciilor secrete izraeliene. Deocamdată, autoritățile de la Tel Aviv nu au comentat aceste acuzații. Кишинев растет, и с каждым годом транспортные проблемы становятся все острее. În condițiile unui spațiu urban limitat apare necesitatea de a alege să extindem suprafețele și numărul parcărilor sau să investim în transportul public. Команда Ньюсмейкер решила узнать у жителей столицы, что важнее и как можно было бы улучшить их повседневную жизнь. В будущем индивидуальный транспорт будет намного эффективнее, намного экологичнее, так что лучше развивайте парковки. А прямо сейчас хватает, не хватает парковочных мест? В центре города нет.
А на окраине уже хватает, конечно. Я не думаю, что люди сильно захотят платить за эти парковки, потому что автомобиль очень затратная вещь сама по себе. И люди будут искать места во дворах, и в итоге люди там в том же центре будут очень недовольны тем, что у них везде запарковано и нереально пройти. И нам машины ж не интересуют. Asta e una. Dar a doilea, eu gândesc că dacă omul are bani de mașină, va găsi și bani pentru parcare. Mai bine extinderea rețelei de troleibuze și poate mai multe piste pentru bicicliști. Mai bine să fie mai mult troleibuze decât mai multe mașini. Că parcarea e tare mult spațiu. Doar de să ai, și ideal ar fi în genere să fie parcarea undeva în afară ori cât mai departe de centru, ca să fie centru mult mai liber de mașini. Конечно, общественный транспорт. А почему это важно? Ну, потому что побольше людей могут по городу кататься, да, и это дешевле, чем машина. В каждом европейском городе есть общественный транспорт. У меня у меня мульт не боя де паркер, де троллейбузы. Дальше троллейбузы я консидерю, что это o soluție e pentru ecologică. La moment nu am mașină, dar cred că dacă aș avea, aș fi dispusă să plătesc. Da. 40-50 de lei pe oră. Cred că parcări. Ca și orice șofer, probleme peste tot orașul. Mașinile au crescut la număr. Orașul nu e adaptat din timpul sovietice la așa număr de automobile. E bine și troleibuze să avem multe, dar cei care au mașină, eu cu mașina o parchez undeva la 5 km și de asta e bine și faci sport. În locul unde locuiesc eu la momentul dat, și când vin în vizită la Chișinău, nu am nevoie de parcare. Iarăși, dacă este un transport public bine dezvoltat, cred că transportul personal devine mai puțin util și mai ieftin.